Deșteptarea. Ai văzut chestia de la Nike, de la... Își trimit angajații în concediu cumva și închid birourile, da, pentru că spun ei că sănătatea mentală a angajaților este foarte importantă pentru conducerea companiei. Au închis birourile și au trimis acasă să se relaxeze, să se gândească la orice altceva decât la muncă. Ceea ce mi se pare o idee interesantă și foarte utilă în vremurile astea pe care le trăim și... Cum ar fi să închidem aici o săptămână? Dar... ar fi... N-am mai deschide... Pe bucăți. Cred că n-am mai deschide niciodată. Bine, dar aici se poate, că ei sunt o companie care... mă rog, au în primul rând marketing și chestiuni de astea administrative. Numai birourile administrative s-au închis, da? Uh-huh. Și i-au trimis pe toți acasă și au zis: domnule, e o săptămână în care lumea poate să-și reîncarce bateriile, să se decupleze un pic de la muncă, să se gândească la cu totul altele. De ce au făcut ei chestiunea asta? Pentru că au fost 2 ani complicați pentru toată lumea, pentru că oamenii au muncit în condiții de stres, le-a fost greu, fie că au fost acasă, fie că au fost la birou, dar și pentru că e un fenomen ăsta care se numește burnout, pe care îl urmăresc de ani de zile. Burnout-ul ăsta e o stare de oboseală cumplită pe care o suferim foarte mulți dintre noi când muncim excesiv și uităm de noi. Aia e problema, că afectează din ce în ce mai mult lume. Ei au stat și s-au gândit așa, mai ales când ești acasă, nu mai poți să faci distinție între viața personală și cea privată. Când lucrezi de acasă, când lucrezi de acasă, la distanță. Da, pentru că tu fiind în casă, amesteci lucrurile. Aici mai stai un pic, mai faci o treabă la serviciu, dar parcă ar mai fi și... Da, avantaje și dezavantaje. Știu că am mai vorbit noi despre lucrurile astea. Însă e o idee interesantă, o idee care poate inspira și alte companii să facă treaba asta. Acum nu știu dacă peste tot se poate face treaba asta. Adică poate există companii unde trebuie să fie foc continuu. Ok, de acord. Dar ne gândeam astăzi dacă ar fi să le cerem șefilor noștri ceva. Aoleo, pregătiți-vă telefonul, dați-i un SMS șefului. Nu știu, cred că e cam dimineață, dar spuneți să asculte Europa FM că aveți lucruri importante să-i transmiteți. Da, și aș zice așa: domnule, uite, dincolo de astea, hai să zicem, o săptămână pe care, nu știu, o să ne dea puțină lume, avem nevoie de concedii, și dincolo de bani, că sigur că și banii sunt importanți. Dacă ar fi să cereți șefilor voștri ceva, astfel încât viața voastră la muncă să fie mai bună, ce le-ați cere? Fie că e vorba de un obiect care să vă ajute: domnule, noiți mașinile alea, luați altele noi. Puneți și mie un aer condiționat în birou. O imprimantă. O imprimantă bună, să nu se mai blocheze viața ei de imprimantă. O cafetieră, da. O mașină de făcut cafea. Nu știu, poate sunt chiar condiții mai rele. Poate unii oameni vor să îmbunătățească altceva. Nu știu, poate au nevoie de echipamente bune la lucru. Un telefon mai șmecher, da. Știu un abonament la sală. A, uite cum ar fi asta. De fiare, da. Să fim... Șefii noștri, uite, fără să le cerem, vă spunem aici, ne-au adus un fotoliu de masaj. Da, așa au făcut. Te-ai suit în el? L-am reușit. De când a început pandemia, tot încerc să mă urc și eu odată în el. Știi să văd că cum face e masaj de sus până jos și pune și muzică. Și pe aia mai găsești câte un coleg, așa, știi? Leșinat. Răstorna, leșinat în fotoliu, așa, cu burta în sus. Da, da, uite, asta a fost un gest de apreciat. Și da. Foarte mulți dintre colegii noștri au apreciat în fiecare zi calitățile acelui fotoliu. Da, să știi că e foarte ok, așa, ca idee. Te duci acolo și te rupi 10 minute. Deci noi ne putem lauda cu gestul ăsta din partea șefilor, cu fotoliu. Dar avem și noi o listă, nu? Da, două săptămâni de concediu, nu una. Două săptămâni de concediu, da. Acum vreau să-i ascultăm pe cei care ne-au scris la 0728111222 ce i-ați cere voi șefului vostru. O idee bună, spune cineva, ar fi muzică la locul de muncă, la un sistem bun de sunet și nu la o boxă oarecare. Acum cam asta se poartă, acele boxe portabile, nu? Le conectezi la telefon prin Bluetooth și o miști de pe un birou pe altul. N-am și eu. O masă caldă și un abonament la o clinică privată pentru analize, spune Adrian din Brezoia. A, bun. Da, uite, bun. Nu ne-am gândit la treaba asta. Da.
Mulțumim pentru mesaj. Hai să ascultăm și unul audio. Bună dimineața. Eu doresc să-i cer șefului meu un lucru foarte important și anume să rămână așa cum este. Este un șef calm. Este un șef care nu ne transmite toate măciucile, deși sunt convinsă că la rândul lui sigur le primește. Și doresc să ținem în continuare echipa așa cum o ține până acum, unită. A fost un an greu, au fost ultimii 2 ani foarte grei, dar știu să ne ridice moralul. Deci asta îmi doresc, să facă lucrul acesta. Nu consider că este ușor. O zi bună! Nu e ușor să fii șef. Nu e ușor. Da, îmi place, uite că sunt și mesaje drăguțe. Da, o să vină și prima după mesajul ăsta, mulțumim. Pentru șefi. Da. Ei, nu știu că nu și-a dat numele, că dacă își dădea numele, spuneam și eu. Corect. Boss, aveți o scamă aici. Ia să vedem. Pentru că lucrez în casa șefilor mei, le-aș cere să renunțe la animalele în casă. Hmm. Dacă ele stau în casă, noi oamenii unde? Mamă, să zice război începe pe mesajul ăsta, da... Da. Să învețe și împărțirea, nu numai înmulțirea. Domnul Boboc din Belgia ne salută. Dar fii atent, Ionel din Hamburg zice așa. Așa. Mă scuzați, aș vrea și a treia zi de weekend din când în când. Adică să intri în weekend mai devreme, să intri de vineri, nu? Da, sau să ai lunea. Da. Merge și lunea, că încep de marță și parcă e enervantă lunea uneori. În calitate de vatman în Arad, aș cere șefilor salariu de încadrare de 3300. Primăria ar trebui să înțeleagă asta. Avem cel mai mic sau slab salariu de conducător tramvai din țară, ne scrie Gheorghe, la Arad. Păi la Arad e plin de tramvai, de câte mi-aduc eu aminte. Da. Și au cele mai mici salarii. Păi, unde da, mulți puterea crește, unde da, la noi e invers. Da, e plin la fabrică, nu la primărie. Fiind propriul meu șef, mi-aș propune să mut munca în orice țară în care munca micilor firme este apreciată, spune Dan. Da, când ești propriul tău șef, e complicat. Ei, pentru că suntem la radio, eu aș dori să cer șefului meu un coleg să fie șofer. Iar datorită faptului că eu sunt propriul meu șef, pot să-i cer șefului cel mare, de sus, să fie o șoferiță, de fapt, blondă până în 25 de ani și promit că cel puțin odată la 3 luni o să mergem și în vacanță împreună. Suntem la radio, deșteptarea de vară încă. Bună dimineața, Cristi Brașov. Cristi, doamna, ce zice? Soția, mă gândesc. Că mai nu începe și tu cu Rica. Bați-o prin gard. Lasă-o să ceară șefului ce dorești. Curajos, da. Hai că am auzit o voce. Eu nu-i doresc șeful decât un singur lucru. Sunt cu camionul. Cât timp mă pune să merg cu magnetul, el să stea pe veceu. Îmi explică și mie cineva mesajul da, ăsta. Cu magnetul, așa înțeleg eu. Deci, cu magnetul, magnetul se pune la tahograf. Dacă nu mă înșel. De mai mulți la taximetriști. Exact, de da. Și porții orele pe loc, ori le dai înapoi, adică muncești mai mult decât e legal. Și îl pune să meargă cu magnetul, înseamnă că îl pune să muncească nu vreau, peste limita legală. Eu nu vreau magnet ăsta. Și atunci înțeleg. Omul i-a urat să... Am înțeles. Ne întoarcem și cu alte mesaje. Da. Bună dimineața, băieți, la noi dacă ar fi să închidă șeful firma Fruză Verde Flori de Tăi, cred că ar lua-o pe ulei. Că n-ar face lucrul ăsta, zic, cu spor tuturor. Da, păi să sperăm că nu se va întâmpla treaba asta. Să iasă la pensie, asta e cere. Ne scrie Ionel din Galați. E cere să rămână la, în continuare acolo la birou. Pentru că eu lucrez pe teren și nu am nicio bătaie de cap. Și nici nu vreau, spune Cătălin din Alexandria. Cătălin face muncă la distanță de șef. Colegule, eu șefului tău care te pune să mergi cu magnetul, i-aș ura în felul următor. Ascultăm mesajul, riscăm sau nu? Da, eu zic că oamenii sunt serioși aici când ascultă Europa FM. Da. Bine, ne cerem scuze anticipat dacă urmează ceva neplăcut. Să-l doară noaptea. Hai să-l lăsăm așa, să-l doară noaptea. Da, să-l doară noaptea. De ce să că m-ai făcut curios? Lăsați lasă că o să ascultăm vedem, după, da. Apropo de gesturi, ai noștri au decis să dea tuturor 400 de euro primă la fiecare 3 luni. Păi, serios? Unde? Având în vedere astea, le-aș cere să reducem și programul de lucru de la 8 la 6 ore. Da, prima să rămână 400 de euro. Unde lucrați? Adică 400 de euro la fiecare 3 luni? Dă și mie un CV de la... Stai un pic să ne interesăm ce mai e pe la noi pe aici, să vedem.
șefilor, le-aș cere servicii medicale, un vestiar, haine de protecție, vestiar unde să ții hainele de acasă, să nu stai cu hainele de acasă, mașina cu pacienții. Aha, lucrează la o firmă de servicii medicale. De servicii medicale, da, da, da. Da, ar fi bune toate aceste lucruri pe care le menționează ascultătorul sau ascultătoarea noastră. Deșteptarea